Salutare, mi-e Cactus, bine v-am găsit la un episod de aventură și înainte de a începe acest episod vreau să reamintesc să apăsați butonul de like pentru că mă motivează să continui să fac mai des aceste episoade. Bun, hai să vedem noi cum stăm noi cu ferma, ferma de văcuțe. Da, văcuțe mari, aici a fost un bebe, dar am omorât doar de test și mi-ați mai zis, voi mi-ați atras atenția că în momentul în care vaca arde, urcă în sus și arde cu tot cu dropuri. Mă, și cred că am aflat care era scopul bucății astea de aici, din spate, mă rog, ăsta era așa. Dar tot nu funcționează. Adică, în momentul în care pești pe buton, treia să pună lava și în același timp să o și ia. Știți? Dar chestia asta, văd că nu prea funcționează. Așa că o să încercăm noi și o să mergem până în junglă. Nu până în junglă, doamne, până prin mlaștim pe aici. O să mă duc eu, de fapt, și să caut niște slime ball-uri. Niște slime-uri și o să facem rost de niște slime ball-uri. Ca să testăm că ne-am bucat asta nu pare a merge. În fine, deci aici un bloc liber, bloc cu redstone, torță, repeater și un piston. Și, na. Dacă n-ar fi aici, cum zic eu, piston... Dacă ar fi doar așa, ăla ar fi așa. Da, tot aia ar fi. Tot aia ar fi, da? Deci da. Dar nu văd să funcționeze foarte bine chestia asta, adică, na. Dar poate dacă punem un slime ball și un bloc deasupra, poate ar funcționa. Zic și eu, poate că ar funcționa mai bine. Că, na, cu nisipul văd că nu prea merge. E semnalul prea mic și nu mai apucă să ia lava de acolo. Asta e nașpa. Știți? Bun, deci revenim imediat. Auziți slime-ul? Auziți? Ia, ne apropiem. Că pe aici. Ia. Și. Ha, bă. Și am găsit numai porci peste tot. Dar nu văd slime-ul ăla. Îl aud. Asta e chestia. Îl aud, dar nu-l văd. Ha. Bă, e nebunie. Nu spune că e în pământ undeva. Ie. Bă. What the... Bă, ia stai mă, entități. F3-a? Ha? Ne arată cumva? Nu ne arată. Bă, eu am impresia că e pe undeva prin pământ. Deci, și eu nu-l... Și, mă rog, nu-l văd. Poate fi pe aici. Nu, că pe aici nu s-aude. Ok. Hai atunci să pom un pic așa. Ia. Yeah. Că poate e ceva. Ha? Nu cred eu să fie ceva pe aici, dar... Dar s-aude. Aha! Aha, uite-l, mă! Opa. Ok. Aha, știam eu, bă, că e pe undeva pe aici. No, bine pare că l-am găsit. Îmi facem roșii și niște de-astea. Poc, 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 poc. Țac, țac, perfect. 9, bă, e perfect. Este mai mult decât perfect, chiar. Țac, țac. Bun. Mă, acum hai acasă. Hai acasă să schimbăm chestia aia, da. Cred că asta e și diferă, ferma asta diferă de la versiune la versiune, deci, cum să vă explic eu, ca să înțelegeți. Dacă jucați pe o versiune care nu are lag, da, o versiune fără lag, fără pic de lag, mă, sper că e bine, pun eu, așa, puteți să folosiți chestia cu
pistonul normal, fără sticky piston. Dacă jucați pe o versiune care poate crea un pic de lag, chiar și de o secundă, maxim o secundă, atunci sendul ăsta se lăguiește, nu știu, se buguiește după cum ați văzut, se buguiește un picuț în aer și nu... Apa, bune, frate, toate găurile pic. Se buguiește și nu mai aveți ce face. Deci, ca să schimbăm noi chestia asta, avem frumos aici. Pac, și facem așa. Mă gândeam azi să fac o fermă, uite așa, să facem o fermă de copaci, dar nu prea avem slime-uri și chestii. Hai să, pac, pac, e perfect. Hai să însă dacă mergeți cu butonul de lemn. E perfect. Da, asta este toată șmecheria. Acum avem noi văcuți acolo, hai să vedem dacă avem grâne suficiente încât să le mulțim. Ceea ce nu cred. Da, hai că avem. Avem. Bun, perfect. Da, deci dacă ați întâmplat și voi problema asta, iete rezolvare. V-am făcut foarte, foarte frumos, da? Vă mai arăt încă o dată. Asta e sistemul ca să scoată lava. Simplu. Pac, stai că trebuie să pusăm pe buton. Ok, cred că ăla acolo nu e prea bun pus. Ai, ba, da, e foarte bun. Chiar dacă s-ar mai sus așa, dar... Na. Pac. Perfect, puștulei acolo stau. Na, și să pice aici. Bun. Asta ar fi și cu bucata cu... Oba. Cu de-astea. Mă, nouă tone ar trebui mai mult slime. Hai să vedem dacă putem noi găsi niște slime boluri. Și nu cred că o să ne apucăm, un episod de astăzi de fermă. E destul de greu de făcut designul la fermă. Mă rog, nu designul, fermă. Ferma în unitatea sa este, destul de grea. Dar, nu o să ne descurcăm. Hai doar să mai găsim niște vrăjel de-astea, niște slime boluri. Slimey. Nu știu, mereu le zic slime boluri, chiar dacă sunt slime. Ah, uite că găsim foarte... Aba, nu, e sugar cane ăla. Ce rar. Stăm un pic cu spai și sigur o să se spawneze. La un moment dat. Și pac, îi luăm la ciopărțeală. O, băieți. Nu? Ha. Bine, bani că l-am găsit pe ăla. Unu acolo. Ok, văd acolo în depărtare un munte uriaș cu copăcei. Poate să mergem o dată să explorăm, să vedem ce și cum. Chiar nu știu. Mă, deocamdată, văd că e ok. E ok pe aici. N-avem niciun slime. Nu găsim. Ceea ce nu-i frumos, avem iepuri acolo. Poate să-i mulțim, facem noi ceva. Prin zona asta, la fel, nimic. Niciun mob. Nimic. Și nu e ca și cum aș fi pe peaceful, pentru că nu sunt pe peaceful. Pe hard. Da, în fine, mi-am o entități. E, 000, băi, ești nebun. Mai sunt pe acolo în partea un pic, da. Că se referă la caracatițele astea. În fine, bun. Hai că dacă începem designul la căsuță așa, cum să zic eu, lejer, știți? Lejer, adică, fără să ne chinuim prea mult cu redstone și pistoane. Nu, începem designul dacă e doar așa. Bun. Mă, ar fi o micuță problemă, pentru că ferma aia de... Așa e destul de complicată. Adică necesită destul de multe pistoane. Și destul de mult lemn.
Așa că o să adunăm niște lemn. Până în episodul următor, poate o să reușesc eu să... Bă, hai, să obținem ceva mai multe slime ball-uri. Nu știu. Chiar n-ar trebui slime ball-uri, adică... Na, foarte multe. Foarte, foarte multe. Poate dacă stăm un pic afecat sau dacă facem o fermă de mobi în, prin mlaștină, poate chiar ne-ar reuși șmecheria. Chiar nu știu ce să zic, chiar nu știu ce să zic. Dar, vom vedea. 13 lemn. Destul de mare o să fie ferma, adică, na, mecanica, probabil o știți. Nu e cine știe ce. Și cu un pie, un târnăcop, un topor. De diamant, un topor de diamond cu efficiency 5 și o să fie perfect. O să fie de-a dreptul perfect. Ok. Bun. Bă, avem iron mult. Ceea ce chiar îmi convine că avem atât iron. Deci nu văd care ar fi problema că avem atât iron. Avem niște ouă foarte bune. Mă, în timpul care ne-a mai rămas, eu zic să dăm o micuță tură prin Nether. Oba. O micuță tură prin Nether să căutăm și noi un fortress, un ceva, nu? Cred. Ok, acum mi-a dat ce bun. Că de... Nu știu ce trebuie să facem. Până ne cresc grânele, na. Și în episodul următor o să ne ocupăm noi ca lumea venem dacă reușim să facem rost de niște de-alea slime ball-uri. General ar trebui să facem. Hai să o luăm de data asta. Dar nu că de data asta, că de data trecută pe aici am luat-o. Hai să o luăm de-a dreptul în față. Cred că ar fi trebuit să prăjesc mai multă mâncare, dar... Cred că o să ne ajungă. Sper. Aici e lavă, ok. Un glowstone. Ok. Pune torțe în așa ca să... Ok. Nimic special prin zona asta, aparent. Hai să urcăm în cazul ăsta. Cred că pe aici ar fi o idee bună de urcat, dacă reușim, evident. Ok, nu reușim. Damn it. Atunci facem noi așa. Nu mai stăm. Hop. Ok, hai să mai urcăm și mai sus. Data asta avem blocuri. Pac. Pac. Ok. Sigur trebuie să fie vreun fortress undeva pe aici. Este musai să fie un fortress pe aici. E doar... Noi doar trebuie să-l găsim. Atât. Uite, în partea asta e. A? Nu e? Tot nu e, mă? Firar. Hai, bă. Dacă nici pe aici nu găsim fortress, vai. Bă, ești nebun, nimic? N-am găsit. Și ne-am dus ceva. Ok, mai mult ca sigur să ne rătăcim, dar nu contează. Mă uit la videoclip sau îmi dat și mie coordonatele de la casă. Dacă e vreo problemă. Pe acolo bă, ești nebun, nimic? Da, nimic. Oh my god. Și am fi coșător nedoros la uneori. Nu o vezi nimic și nu găsești nimic. Ok. Partea asta poate o fi ceva. Să mergem. Hai să mergem pe aici. Pac, pâc. Tot nimic. Ok, bă, păi în cazul ăsta
că în momentul să încheiem un episodul, dacă tot n-am găsit nimic. Până data viitor, tot cele bune. Sperăm cum mă întorc o casă, dar nu contează. La revedere!